Oana Zăvoreanu nu încetează să surprindă, face tot ce poate pentru a ieși din tipare și acum are o nouă pasiune, motocicletele polițiștilor, iar lecțiile de condus le ia în miezul nopții, chiar de la un polițist. Între timp, fostul ei soț merge prin tribunale. Pepe vrea să o vadă pe fosta soție în închisoare. Artistul spune că Oana i-a furat banii și a distrus apartamentul ajutată de prietena ei, Ana Maria Prodan. Cine te iubește mai mult decât mine? De data asta, un polițist tot cu motor, însă de la poliția rutieră, care a fost fermecat de Oana Zăvoreanu. Mereu dornică de aventură, vedeta încearcă senzații noi. A postat câteva poze în care apare pe o motocicletă a poliției rutiere. Nu este tocmai ieșit din comun, dar este ilegal. Iar polițistul care a avut de-a face cu farmecul Oanei ar putea fi sancționat de superiorii lui, mai ales că din poze se vede că era în timpul programului. După ce m-am stabilit persoana care, polițistul care se afla lângă motocicletă și condițiile în care s-a făcut aceste fotografii, pe ulterior după aceasta putem stabili dacă va fi cazul de o sancțiune sau nu. Aprinde Doamne stelele, să-mi luminează nopțile, să simt căldura ei la piept. Gura lumii spune că polițistul ar fi fost cucerit de fosta soția lui Pepe și i-a oferit câteva sfaturi despre cum se conduce motocicleta. A avut și grijă ca nu cumva artista să pățească ceva. Oana n-a vrut să comenteze distracția din miez de noapte. În schimb, soțul ei o așteaptă în miezul zilei la judecată. Distrugere și furt. Acestea sunt acuzațiile pe care Pepe îi le aduce Oanei. Magistrații au mânat din nou procesul. Am și eu voie să trec, mă scuzați. Cer scuze. Oana nu s-a prezentat la instanță și nici prietena ei, Ana Maria Prodan, care a ajutat-o să care bunurile pe care le-a luat din casă. M-a așteptat eu 3 ani jumate, m-am de așteptat. Au fost 100 de inși atunci când au luat tot ce au luat din casă. Aici nu vine nimeni. Procurorii deciseseră ca Oana să nu fie urmărită penal, dar Pepe nu s-a lăsat ușor. E convins că vedeta i-a furat 10.000 de euro și vrea neapărat să o pedepsească, așa că are deschis dosarul. Următorul termen este peste o lună. În România,